Spitalul Municipal Câmpina este în plin proces de modernizare. Ministerul Sănătății, Municipalitatea și instituția medicală au reușit să strângă fondurile de care au nevoie pentru o lucrare amplă, dar absolut necesară. Vor fi modernizate spălătoria și bucătăria, se vor monta ferestre termopan în policlinică și în spital, va fi asfaltată curtea, iar apoi vor fi modernizate secțiile, cu prioritate cea de boli interne. Toate mașinile sunt noi, nu știu dacă le-a văzut cineva pe cele vechi, care au fost montate odată cu darea în folosință a spitalului. În proporție de 85-90% spălătoria este terminată, încă mai avem finisaje de făcut. Diferența între ce a fost și ce este, cumva așa la 180 de grade. La spălătorie, mașinile vechi de 10 de ani au fost înlocuite cu unele noi, economice. Personalul lucrează acum în condiții normale. Care sunt beneficiile acestor neapărate? Multe ar fi, începând de la consumul de detergent, de dezinfectant și munca în sine care s-a ușurat foarte mult, munca fizică a personalului. Consumul de detergent este, aș putea spune, la jumătate din ce cantitatea care a fost. Calitatea produsului finit este net superioară și munca este la jumătate față de ce a fost. Lenjeria se spală foarte bine. Nu se mai rupe, avem un consum foarte mic și de detergent și de energie electrică și suntem foarte mulțumiți pentru condițiile care ni le-a... Cât de vechi erau mașinile de acum? Erau foarte vechi mașinile, deci eu lucrez aici în spălătorie de 22 de ani și vă dați seama că am prins tot ce s-a întâmplat aici. Și bucătăria Spitalului Municipal trebuie să corespundă unor norme, astfel că după montarea termopanului, muncitorii vor trece la finisarea și vopsirea pereților. Se desfășoară cu mai mare dificultate, fiindcă noi trebuie să pregătim și hrana pacienților și atunci avem programul de lucru de dimineață până undeva în jurul orei 2, după care intră și au front comun până echipele lucrează mai mult noaptea, de fapt noaptea programul în plin. Toate lucrările planificate vor fi terminate în cursul acestui an.